Banca Națională a României a lansat în circuitul numismatic o monedă din aur cu tema 200 de ani de la nașterea lui Lascar Catargiu, fost premier al României timp de patru mandate în secolul al XIX-lea. Moneda are un diametru de 21 de mm și o greutate de 6,4 grame și are o valoare nominală de 100 de lei. Pe avers figurează o reprezentare a statuii lui Lascar Catargiu din București, inscripția România în Arc de Cerc, stema României, anul de emisiune, 2023 și valoarea nominală, 100 de lei. Reversul prezintă portretul și numele lui Lascăr Catargiu și anii între care a trăit acest 1823-1899. Monedele din aur sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoțite de broșuri, de prezentare și certificate de autenticitate redactate în română, engleză și franceză și semnate de guvernatorul BNR și de casierul central. Tirajul maxim pentru moneda din aur este de 1.000 de piese. Prețul de vânzare este de 3.100 de lei, exclusiv TVA. Monedele pot fi procurate prin intermediul sucursalelor regionale ale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.